Sunt 238 de zile de când Rusia a invadat Ucraina, iar cei care nu au fugit peste hotare trăiesc un coșmar fără sfârșit. Rachetele cad în centrul Kievului, peste locurile de joacă, pe școli. Dronele kamikaze lansate în ultimele zile au adus moarte și teroare în capitala ucraineană. Nici în aceste condiții oamenii nu abandonează, chiar dacă copiilor au ajuns să se joace prin craterele lăsate de rachete. Kiev, la doar câteva zile după ultimul atac cu rachete din oraș. Atmosfera este una de toamnă liniștită, cu oameni care maschează bine cele întâmplate în urmă cu câteva zile, exact în același loc, în parcul Taras Shevchenko. Una dintre rachetele care a căzut aici în Kiev în urmă cu câteva zile a nimerit fix în locul acesta, a lăsat o gaură adâncă de poate 3 metri și jumătate, 4, lângă un loc de joacă pentru copii. Dar pentru ucraineni viața merge mai departe, iar pentru noi, oameni care nu ne confruntăm cu războiul, poate că pare ciudat sau un paradox că la câteva zile distanță de la acel atac, părinții să-și aducă copiii să se joace aici, lângă locul în care era să se producă o tragedie. Dar, cum chiar ucrainenii spun, viața merge mai departe, cu toate că sirenele sună de câteva ori pe zi, iar rachetele cad prin oraș. It was early morning and we was in our bed with my son and husband. It was terrible. Have a little baby. We was in Lviv. We went in Ivano-Frankivsk when the war was started. So what I can say? I can say that it's really scary. It's difficult. You don't know when the racket may come. Un crater imens de aproape 4 metri adâncime și peste 10 metri în diametru. Din fericire nu au murit oameni, însă câțiva trecători au fost răniți și geamurile tuturor clădirilor din apropiere au fost sparte. Rusia nu crede însă în lacrimi, iar războiul a intrat într-o altă etapă. Terorizarea populației fără atinge ținte militare. Я не можу зрозуміти, навіщо витрачати ракети на дитячі майданчики, які коштують мільйони доларів, а потім вони прилітають на дитячі майданчики. Intrat într-o nouă etapă, războiul pare să se afle într-un punct de cotitură. Analiștii militari vorbesc despre trei fronturi mari pe care rușii ar putea să atace din nou. Nord, dinspre Belarus, est, dinspre Donbass și sud, dinspre Herson.